lege. Și, dimpotrivă, noi am văzut că sistemul de partide, de liste, promovează corupția mare. Și nu m-aș teme să dau exemplu lui Vlad Filat, care a fost aici campion în integrării europene și a furat, trecând anume pe o listă parlamentară și făcându-ne râs în toată Europa. Dacă asemuim sistemul votării uninominale cu corupția, nu avem probe deocamdată, dar probe pentru sistemul de liste avem destule. Avem și declarația lui Platon, care a declarat că a dat $1.000.000 ca să devină parlamentar pe listele ABN-ului. Știm foarte bine că șefii de partide, nu toți, dar o mare majoritate vând locuri pe liste de partide. Și oamenii de afaceri vorbesc de lucrul ăsta destul de deschis. Sistemul de liste de partide a adus la marea corupție și trebuie să-l schimbăm. Nu mai putem să tolerăm un sistem în care Republica Moldova a devenit campionul corupției politice.